Într-o lume a extremelor, o lume tot mai lipsită de liniște sufletească și împăcare, Dareghin TV vă propune o emisiune pentru normalitate. O emisiune dedicată comunității maghiare, dar în care ne putem regăsi cu toții. Varușchep, o emisiune pentru comunitate. Emisiune realizată cu sprijinul Larix SRL. Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Jurnal de Reghin. Vă invit să parcurgem împreună știrile zilei. Suntem obligați să ne declarăm la poliție câinii periculoși pe care îi deținem. Caz contrar, riscăm amendă. Poliția de proximitate Reghin ne amintește această prevedere legală, fiindcă se actualizează baza de date privind câinii din rase periculoase de pe raza municipiului. Apoi vor urma controle împreună cu Asociația Chinologică și amenzi pentru cei care nu se conformează. Aveți câini din rase considerate periculoase? Sunt înregistrați la Poliția Reghin. Dacă nu, faceți-vă timp pentru a intra în legalitate. Ordonanța de urgență a Guvernului 55 din 2002 spune că declararea câinilor periculoși este obligația stăpânilor. În caz contrar, se aplică amenzi cuprinse între 500 și 1500 de lei. Dacă nu știați, există două categorii de patrupede cuprinse în această prevedere legală. Se înțelege câini aparținând următoarelor rase, grupate în două categorii, și anume, categoria 1, unde sunt menționați câinii de luptă și de atac. Respectiv, pe raza municipiului Reghin mai întâlniți sunt câinii de tip pitbull, bandoc și metișilor. Deci aceasta este categoria 1. Cei din categoria 2 sunt câinii din rasele Rottweiler, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso, Metișilor și alții. Poliția de proximitate actualizează periodic baza de date și face verificări împreună cu Asociația Chinologică Mureș. Dar, pentru a nu avea probleme cu autoritățile, e bine să vă conformați. Procedura de declarare a câinilor este simplă. Avem obligația să ne prezentăm în cel mai scurt timp la sediul Poliției Municipiului Reghin, să declarăm acești câini, să prezentăm în xerocopie înregistrarea câinilor la Asociația Chinologică Mureș și o xerocopie de pe carnetul câinelui, respectiv carnetul care se eliberează de către veterinar. Și totodată la poliție trebuie să dăm o declarație în care se notează mai multe amănunte care sunt cuprinse în lege. Același act normativ face referire și la câinii periculoși care se pierd sau sunt înstrăinați. Există un termen legal în care stăpânul este obligat să anunțe poliția. În timp de 48 de ore, de la pierderea, decesul sau la orice altă modificare în ceea ce privește adresa exactă unde este declarat că se află câinele periculos, trebuie anunțate la sediul poliției. Și în acest caz, amenda este de la 100 de lei la 500 de lei. Momentan, la Poliția Reghin sunt declarați aproximativ 10 asemenea câini periculoși. Se crede însă că numărul lor este mai mare, iar bănuielile vor fi confirmate sau infirmate în cursul acțiunilor de control programate pentru perioada următoare. Pompierii români sunt în sărbătoare. Astăzi se împlinesc 165 de ani de la bătălia din dealul Spirii. Tot atâția ani se aniversează și de la existența armei pompieri. Cu acest prilej, pompierii reghineni alături de colegii din județ marchează această zi prin organizarea mai multor activități specifice. Încă de ieri, detașamentul din Reghin a desfășurat o serie de manifestări dedicate zilei pompierilor. Aniversată în fiecare an pe data de 13 septembrie, Ziua Pompierilor din România ne oferă ocazia de a rememora o pagină din istoria națională, scrisă acum 165 de ani, prin lupta din dealul Spirii. Bătălia din 1848 s-a întipărit în istorie drept un act de mare curaj, devotament și spirit de sacrificiu ale pompierilor români, trăsături care reprezintă și astăzi valori definitorii ale acestei meserii. În fiecare an, când sunt comemorați acești eroi, șeful detașamentului
Corpului de Pompieri din Reghin își aduce aminte cu mare tristețe și de tragedia de la Mihăilești, unde mai mulți colegi de-ai săi și-au pierdut viața. Și nu pot să uit, pentru că în urmă cu ceva ani, probabil 11 ani, și fostul meu locțitor a murit în Mihăilești în acel accident unde 17 colegi au murit. La fel, mai e un erou, Udilă din Reghin, erou a trupelor de pompieri care a murit într-un incendiu la Bârlad, cetățean al municipiului Reghin, și doi colegi de-ai mei de facultate, și lista poate continua, dar nu asta am vrut acum să ne întristăm. Este o zi de sărbătoare, o zi în care avem pe toți colegii alături. Cel mai important atribut al pompierilor este, fără doar și poate, încrederea. Încrederea pe care cetățenii o au în pompieri și pe care au câștigat-o în situații decisive. Și asta deoarece de fiecare dată acționează cu profesionalism și dăruire în misiunile încredințate. Această misiune de pompieri înseamnă un devotament de a salva oameni aflați în pericol, de a salva construcții, a salva persoanele din accidente. Este o meserie frumoasă. Dacă îți place să faci ceea ce facem noi, să te implici în ceea ce facem. Tot astăzi se împlinesc 165 de ani de existență a armei pompieri, marcând astfel jertfa companiei de pompieri comandate de capitanul Pavel Zăgănescu, ce s-a ridicat cu un curaj exemplar împotriva trupelor turcești venite să înăbușe Revoluția de la 1848. Astăzi, începând cu ora 11 la Sala Mare a Instituției Prefectului din Târgu Mureș, s-a prezentat semnificația zilei de 13 septembrie și a avut loc o ceremonie de avansare în grad înainte de termen a cadrelor care s-au remarcat prin profesionalism. Târgul General de Toamnă, desfășurat în aceste zile la Târgu Mureș, oferă o ocazie excelentă oamenilor de afaceri de a-și expune produsele. Firma reghineană de producție Tafuri este și ea prezentă la expoziție. Târgul poate fi vizitat până duminică, 15 septembrie, iar accesul este liber pentru toți vizitatorii. Abordăm acest subiect după ce aflăm de la Marcela German ce ne-a pregătit pentru astăzi la Jurnalul Economic. Bun găsit! La Jurnalul Economic de astăzi aflați că vânzările de tablete le vor depăși pentru prima dată pe cele de PC-uri în trimestrul al patrulea, susținute de comenzile din perioada sărbătorilor de iarnă, potrivit analiștilor unei firme de cercetare. Ce arată studiul concret, vă spun mai târziu, atunci când aflați și că nu există niciun angajament al Guvernului României de a crește fiscalitatea pentru persoanele care obțin venituri din PFA și drepturi de autor. Dar mai multe despre acestea vă spun după știri la Jurnal Economic. Centrul expozițional al unui complex din Târgu Mureș găzduiește în aceste zile Târgul General de Toamnă. Acesta a devenit deja o tradiție pentru mediul de afaceri. Potrivit secretarului general al Camerei de Comerț și Industrie a județului Mureș, Victor Manolache, care a precizat faptul că târgul este unul general, cu expozanți din profiluri diferite, de exemplu firme din domeniul construcțiilor, mobilierului, comerțului, panificației, artizanatului și din industria alimentară. Vor fi produse care se pot vinde pe loc, spre exemplu cele de panificație, dar și care vor prezenta garnituri, precum cele din industria mobilei, care cu ajutorul pliantelor expun și celelalte oferte pentru care se pot face comenzi. Printre societățile care au amenajat standuri în acest an, face parte și firma de producție de tafuri din Reghin. La această manifestare, ca și țintă, ne-am propus agricultorii din județul Mureș. În consecință, avem expus un tractor agricol. Este din proiectele din urmă produsele care deja le producem curent la Irum. Oferta târgului este una diversificată. Produse de panificație, garaje metalice, mobilier, mașini de cusut, telescoape, cazane pe combustibil mixt, tâmplărie din PVC, aluminiu și lemn, produse din argilă albastră, picturi, parasolare, confecții metalice și perdele verticale. Târgul General de Toamnă poate fi vizitat până duminică, 15 septembrie, între orele 10 și 19. Accesul este liber. Copiii cu afecțiuni neuropsihice pot opta pentru învățământul special încă de la grădiniță. Asta datorită Centrului pentru Educație Inclusivă numărul 3 din Reghin. Acesta are grupe de copii începând de la 3 ani și până la vârsta de liceu. Cadrele didactice sunt specializate și se dăruiesc 100% recuperării, măcar în partea afecțiunilor. Unde mai pui că școala este una recunoscută la nivel zonal pentru rezultatele obținute în activitățile extrașcolare.
Debutul de an școlar înseamnă prima zi și pentru copiii de grădiniță. Inclusiv micuții cu afecțiuni neuropsihice pot fi încadrați în învățământ. Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă numărul 3 din Reghin are grupe de copii de la 3 ani până la vârsta de liceu. Deja sunt înscriși 18 copilași care vor urma programa specială a grădiniței. Locuri mai sunt, iar conducerea școlii mizează pe deschiderea părinților pentru a le oferi copiilor o educație adecvată și adaptată nevoilor speciale pe care le au. Vin copiii la noi chiar de la 3 ani cu toate că au probleme și sper ca unii părinți care acum au asemenea copii cu probleme și depistează mai rapid, mai devreme, la o vârstă cât mai mică, să înțeleagă. Pentru că dacă începe o recuperare a copiilor de la o vârstă mai mică, se și observă această recuperare pe parcurs. Școala specială din Reghin este recunoscută la nivel regional. Condițiile oferite copiilor sunt din cele mai bune. Cadrele sunt toate specializate, iar activitățile extrașcolare în care sunt antrenați elevii se bucură de premii și apreciere. Mai trebuie doar ca și părinții să fie cu toții convinși că este cea mai bună opțiune pentru copiilor. Să nu mai aibă reținerea, prejudecata că dacă vin în școala noastră, cine știe în ce școală vor veni, eu îi invit să vadă, să vină, să vadă care este dotarea noastră, care sunt cadrele didactice. Dacă a venit tardiv la sfârșit, după 5-14 ani, când termină clasa 8-a, învățământul normal și el nu știe nici să scrie, recuperarea se face mult mai greu. Până la această oră, școala specială din Apalina are înscriși 140 de copii, dar mai sunt locuri la fiecare nivel de vârstă. Pentru a urma cursurile, candidații, indiferent de vârstă, au de parcurs câteva etape de evaluare și trebuie să primească girul unei comisii de specialitate. Clasele simultane rămân și în noul an școlar o caracteristică a învățământului de la țară. Șeful Inspectoratului Școlar Județean Mureș consideră că acestea sunt utile din punct de vedere al cheltuielilor, dar sunt și un mediu propice pentru a se atinge performanță la clasă. Ștefan Someșan spune că el însuși este produsul claselor simultane în ciclul primar și este convins că reușita acestei forme de învățământ stă în măiestria cadrului didactic. Vorbim așadar despre clase simultane imediat în jurnal, dar înainte vom trece pe la redacția Meteo, unde Anita Șarcani ne așteaptă cu avanpremiera jurnalului de vreme. Bine v-am găsit la rubrica Meteo. Acest sfârșit de săptămână debutează cu vreme predominant instabilă. Maxima zilei a fost de 20 de grade Celsius, atât la Reghin, cât și în Târgu Mureș. Acestea sunt informațiile pentru moment. Cu mai multe detalii referitoare la prognoza Meteo, revin pe final de jurnal. Noul an școlar are multe modificări, dar are și aspecte neschimbate, ca de exemplu clasele simultane. Șeful Inspectoratului Școlar Județean Mureș, profesor Ștefan Someșan, a declarat pentru Dareghin TV că această formă de organizare a învățământului va persista în mai multe localități mureșene din mediul rural. Motivul? Populația școlară redusă, dar și necesitatea de a face economie la cheltuieli. Nu putem ține o învățătoare în fața 2-3 copii și atunci, din punct de vedere financiar, vorbesc și aici și de data aceasta, și atunci suntem nevoiți să organizăm clase simultane. Avem clase simultane de tip 1, 3, cu 2, cu 4, dar avem chiar clase simultane 1, 4, acolo unde numărul de copii nu permite acest lucru. Ștefan Someșan nu se sfiește să mărturisească faptul că el însuși este produsul claselor simultane din ciclul primar, chiar dacă a făcut școala la oraș. Ba mai mult, nu-și va uita niciodată învățătorul. Eu când am făcut ciclul primar, cu mulți ani în urmă, la satul mare, chiar în oraș, eram 20 de copii și eram clasă simultană 1-4, pentru că în cartierul în care locuiam eu nu erau mai mulți copii români, noi eram ăștia toți, 20, și și aveam un învățător, bărbat, care lucra cu noi și lucra cu deosebită măiestrie. De la el se trage această meserie pe care o practic și în ziua de astăzi. Așadar, pe lângă reducerea cheltuielilor, există și posibilitatea de a se face performanță la clasă. Aceasta ține însă de măiestria cadrului didactic. N-ar trebui să fie greu, de vreme ce toți viitorii profesori au pregătirea necesară.
Nu sunt speriate, să știți, pentru că în liceu pedagogic și în formele de pregătire a acestor cadre didactice există module în care se studiază metodologia predării în clase simultane. Șeful ISJ Mureș a mai spus că o altă caracteristică a învățământului rural este transportul școlar, dar în noul an numărul celor aproximativ 60 de microbuze ar putea fi suplimentat, după ce recent guvernul a anunțat că va achiziționa 600 de mașini, dintre care 15 ar putea ajunge în județul nostru. În ultimele 24 de ore, cel mai vizionat material de pe site-ul jurnalderegin.ro a fost cel despre incendiul produs pe Strada Muncitorilor. Pe locul 2 ca număr de vizionări se află materialul despre fotbalistul reghinean Andrei Moldovan. Știrea despre străzile și zonele aflate în lucru s-a clasat pe locul 3 ca număr de accesări. Materialul despre jucătorul reghinean de fotbal Andrei Moldovan a fost cel mai vizionat în ultimele 24 de ore pe pagina de Facebook Dar TV Reghin, cu peste 1600 de accesări. Știrea despre reghinean caprinsă în incendiul produs ieri pe Strada Muncitorilor s-a clasat pe locul 2, cu peste 1300 de vizionări, iar pe a treia poziție ca număr de accesări se află știrea despre străzile și zonele în lucru. Puteți vedea și dumneavoastră știrile vizitând site-ul jurnalderegin.ro sau pagina de Facebook Dar TV Reghin, cele mai populare site-uri cu știri din zonă. Rămâneți în continuare cu Dar Reghin TV și participați activ la emisiunile noastre. Astăzi, de la ora 21:30, vă invităm să vă începeți weekendul pe un drum cu voia bună, alături de Cătălin Cioba și invitații săi, Mircea Mateiu și alți interpreți din zonă. Duminică, de la ora 21:30, Marcela German vă invită să urmăriți o nouă ediție Reghin Exclusiv, emisiunea care vă prezintă în exclusivitate interviuri cu reghineni deosebiți. Luni, de la ora 21:30, Ghiță Zileriu vă invită să urmăriți emisiunea Sport Plus. Îi va avea ca invitați pe Florin Marian și Călin Marian, tema emisiunii fiind tenisul de masă. Puteți participa activ la emisiunile noastre prin numărul de telefon 0365 100 116 sau prin mesaje pe pagina de Facebook Dart TV Reghin. Doamnelor, domnilor, știrile zilei se încheie aici. Vă invit să urmăriți în câteva momente rubrica Jurnal Plus, care vine cu detalii despre Festivalul Național de Jocuri și Obiceiuri Populare ce va avea loc mâine la Idicel Sat. Complexul turistic AIMA. Destindere și relaxare la piscinele și terasele din cadrul complexului. Restaurant cu 250 de locuri pentru evenimentele speciale din viața ta. Poligon de tir. Hotel de 3 stele. 26 de camere cu 1, 2 sau 3 locuri plus apartament matrimonial, sală de conferințe cu o capacitate de până la 100 de locuri. Complex turistic AIMA, Reghin Bistrița, kilometrul 5, strada Dealul Prezii, numărul 45. Începe școala și ai nevoie de rechizite? Birotic Art reprezintă soluția. Cele mai bune prețuri din oraș pentru toate articolele necesare elevilor în noul an școlar. Rechizite de ultimă oră și multe cadouri surpriză doar la Birotic Art. Reghin, strada Pandurilor, numărul 4. Vino și începe școala cu Birotic Art.
Universitatea Dimitrie Cantemir, Facultate de Drept, Facultate de Științe Economice, Facultate de Psihologie, Facultate de Geografie. Înscrieri în campusul universității în perioada 3-28 septembrie 2013, între orele 10 și 18. La început totul părea în ordine. M-au luat cu mașina și m-au dus într-un loc despre care nu știam nimic. Mi-au luat actele și telefonul și m-au sechestrat într-o baracă unde mâncam și dormeam ca un animal. Mânceam 12 ore pe zi și eram bătut și amenințat pe mine. După o lună, m-am mâncat pe stradă fără acte și fără bani. Cum a fost posibil? Nu m-am informat. A munci este un drept. A exploata munca este o infracțiune. Împreună putem lupta împotriva traficului de persoane. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Florin Groza de la Haikyuu și vă spun că în spatele unui profil frumos se pot ascunde intenții periculoase. Tu, cui dai accept? O campanie de prevenire a pornografiei infantile pe internet, susținută de Poliția Română. Ai fost martorul unui eveniment deosebit? Viața ta a fost afectată sau ți-au fost încălcate drepturile? Sesizează orice eveniment important pentru reghineni la adresa de e-mail info@dartv.ro, iar departamentul nostru de știri va afla tot ce contează pentru tine. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.dareghin.tv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Festivalul Național de Jocuri și Obiceiuri Populare a ajuns în acest an la cea de-a 10-a ediție. Mâine, la Idicel, tradițiile populare din întreaga țară se vor întâlni și își vor reafirma originalitatea. Vorbim despre această manifestare cu președintele Asociației pentru Cunoașterea Culturii Românești, doamna Marioara Bârsan, căreia îi spunem bună seara, bine ați venit la noi. Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație.
Să înțeleg, doamna Bursan, că ați fost implicată în toate cele 10 ediții ale acestei sărbători? Poate nu chiar în toate cele 10, pentru că inițiativa aparține unor oameni care nu mai sunt în Idicel în acest moment, foști învățători, pensionari, din păcate domnul Mureșan nu mai există, soții Mureșan care au condus și au coordonat ansamblul din Idicel, ansamblul ce a depășit 45 de ani de activitate continuă, l-au coordonat mai mult de 25 de ani. Le-am stat alături în primele ediții, după pensionarea dumnealor, înainte de 2000, am preluat asta și a fost o perioadă de 7 ani de pauză din 2004 în 2007, când timpul și dificultățile financiare au întrerupt festivalul. L-am reluat pentru că mi-am găsit timp în sfârșit să mă ocup de asta în urmă cu 3 ani, acum 2 ani de zile. Deci în 2011 a fost ediția 8-a, anul trecut ediția 9-a și în 2013 avem ediție jubiliară, ediția 10-a. Bun, și aceste ultime 3 ediții atunci în care ați fost implicată? Am fost implicată de prin 2003. Chiar în frunte, 2003-2002, cam așa. Organizatorii acestor ediții sunt cei de la Asociația Cunoașterii... Asociația pentru Cunoașterea Culturii Țărănești, a cărui președinte sunt, alături de primăria din Comuna Brâncovenești și Consiliul Local, care ne sprijină și susțin această inițiativă și, sigur, și în anii trecuți, dar și în acest an, avem alături Consiliul Județean, într-un proiect pe care l-am depus la dumnealor, avem instituții de profil, respectiv Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică, membrii ansamblului de acum și de altă dată din Idicel. Înțeleg că odată cu trecerea timpului această manifestare a crescut, au venit tot mai mulți, s-au întâmplat tot mai multe și ajungem în acest an să avem oaspeți din străinătate. Vorbim de un festival multicultural aici. Da, am încercat să-i dăm acest caracter multicultural de la primele ediții chiar, sigur, invitând minorități, în primul rând, din zona noastră, alături de formațiile românești. Și de la o ediție la alta ne-am propus și dorim să realizăm asta, să fie tot mai interesant prin ceea ce reușim să aducem și să valorificăm în scenă. De fapt, ne interesează tradițiile ale zonei noastre pe care vrem să le promovăm, ale Idicelului și acestui areal al Mureșului Superior ca vatră folclorică, dar și al județului Mureș, pentru că de fiecare dată avem și celelalte zone, respectiv Câmpia, partea de sus, sau în fiecare an am avut și din partea de sus a Mureșului. Zona Târnavelor a fost de-a rândul anilor, dar și județe limitrofe și județe de la mare distanță. Și ne propunem, dacă financiar vom rezista și sperăm să avem alături instituții chiar mai importante din afara județului, și mă refer la Fondul Cultural Român, să reușim să aducem formații de peste hotare ale românilor care trăiesc acolo. De această dată am invitat bulgari, care și-au putut permite această cheltuială destul de dificilă pentru deplasare. Mă refer la cheltuielile de deplasare. Celelalte le-am rezolvat noi. Concret, ce se va întâmpla la Idicel mâine? Există o scenă și de dimineața până seara ansamblurile invitate urmează să performeze pe acea scenă și să-și arate obiceiul pe care l-au preparat, obiceiul pregătit. Obiceiul sau jocul, ceea ce le este specific, cântecul, pentru că și cântecul ține de modul de exprimare al celor care ne sunt invitați. Da, avem o scenă în aer liber și noi sperăm să ne stea și timpul alături în fața căminului cultural pe care vrem să se deruleze tot evenimentul. În caz de timp nefavorabil, spectacolul va avea loc în căminul cultural. Începerea va fi la ora 12 prin primirea invitațiilor noștri, așa cum am făcut-o de fiecare dată, cu călăreți în costumele satului, cu pâine și cu sare și cu o ploscă cu jinars, cum va se spune la Idicel. Paradă prilejuită și, de această primire. Deci imediat la intrarea în sat se va forma această paradă a portului, pe care va merge spre căminul cultural, unde de fiecare dată noi avem o horă, hora idicenilor îi spunem, dar de fapt în care se prind toți cei care sunt invitați. Sunt peste 300 de artiști amatori mâine și sunt vreo 6 etnii, dacă nu greșesc. Numai prin culoare și prin farmecul costumului este un spectacol pentru ochi. Sigur că în momentul în care vor urca în scenă și se vor manifesta prin joc, prin cântec, prin obicei, eu sper să placă tuturor celor care vor reuși să fie mâine la Idicel, sătenilor și celor pe care îi așteptăm din localitățile învecinate și din municipiul Reghin. Încheia...
Și începem spectacolul la ora 13 și cred, după estimările noastre și așa cum am făcut din buget, socoteala bugetului de timp, undeva în jurul orei 21-22, probabil. Se încheie cu spectacol pe scenă și nu urmează o altă parte, ba, să zicem, din, un bal? Un cam aici se închide partea de festival, dar urmează un bal al tinerilor din sat și unde sperăm noi să rămână mulți dintre tinerii care sunt membri ai formațiilor ce vin mâine la Edicel. Ați avut nevoie, a fost cazul să cazați oameni veniți de la distanțe mai mari, care vor rămâne în sat sau care vor veni mai devreme? Rămân unii dintre ei și în sat. Din păcate, nici cel posibilitățile de cazare sunt destul de limitate. Încercăm să dezvoltăm și treaba asta în familii, nu în altă parte, și câțiva chiar rămân în familii. Mă refer în special la soliști. Și cea mai mare parte sunt cazați la Târgu Mureș, la Târgu Mureș, în Reghin și la Sovata, pentru că sunt din afara județului majoritatea. O parte și în seara aceasta, care sunt de la distanțe foarte mari, și alții mâine seara după ce se încheie spectacolul. Înseamnă că în sat a început deja pregătirile, agitația. Da, se face în cuptor, se aranjează scena. Se pregătește casa dinainte pentru musafir. Se gata casa dinainte, cum se spune la noi. Nu poate să fie ușor să organizezi o asemenea manifestare și chiar dacă o faci an la rând, te tot împiedici de câte ceva și în fiecare an înveți câte ceva. Da, spun că nu e ușor. Nu e ușor, dar este atunci când o faci cu pasiune și cu mare dragoste, treci peste toate. Acum că, sigur, sunt implicate și autoritățile în organizarea acestui spectacol, dar totuși cred că aveți nevoie și de sponsori. Da, avem nevoie și de sponsori și am găsit înțelegere, în special în ce privește cazarea, unde cheltuielile ar fi fost foarte mari dacă nu ne-ar fi stat alături, și din Reghin, pentru că toți suntem la Reghin, le mulțumesc pe această cale celor de la Hotelul Marion Pădurea Rotundă. Sunt pentru a treia oară consecutiv, ne ajută la cazarea invitaților, al treilea an consecutiv. În Târgu Mureș, Hotelul Grand, de asemenea, ne ajută, pentru că altfel ar fi fost foarte greu să facem față cheltuielii de acolo. Și, sigur, avem oameni de afaceri, prieteni de familie, foști colegi de muncă, primari care conduc administrațiile locale din localitățile apropiate sau chiar Reghinu, care într-un fel sau altul au pus umărul lângă noi și le mulțumim foarte mult. Administrațiile locale din care vin formațiile din țară le stau în frunte, de asemenea, acestor formații. Primarul de la, de exemplu, din Bistrița Năsău, de la Monor, personal instruiește ansamblul de acolo, Baltagu. Și pentru că am lucrat foarte mulți ani în administrație, acestea au fost consiliile locale, locul în care eu mi-am căutat invitații și sprijinul ca să mă convinc că ajung la Edicel. De la Recaș, de lângă Timișoara, vine un ansamblu cu jocuri sârbești, cu dans sârbesc. De asemenea, vor fi însoțiți de viceprimarul care se ocupă de partea artistică a altei formații de acolo, a ansamblului românesc. Am un alt exemplu, la Dobra vine primarul din județul Hunedoara, cu dans pădurenesc, vine personal primarul cu acest ansamblu. Și așa am avut sprijinul primarilor din județ și din această zonă în edițiile precedente, să spun așa, prin faptul că ne cunoșteam, că știu care sunt oamenii care susțin acest domeniu, și așa am găsit ecou, înțelegere, încât i-am putut aduce de fiecare dată și sper că o să putem face în continuare. O grămadă de oameni sunt implicați în acest festival. Foarte mulți. Ceea ce înseamnă că el trebuie să iasă într-adevăr bine și, sigur, satisfacțiile cred că sunt pe măsură. Până la urmă, cu asta ne alegem, dincolo de faptul că, sigur, scoatem în față și facem în așa fel încât să păstrăm acele tradiții care trebuie cunoscute de cei mai tineri. Acum noi vom încerca să fim și noi acolo. Sigur, telespectatorii noștri vor vedea secvențe de la Edicel, dar rubrica Jurnal Plus va trebui să o încheiem aici. Vă mulțumesc tare mult că ați venit în jurnalul nostru. Vă dorim succes cu această ediție și cu următoarele. Aș vrea să fac o singură precizare, dacă mai permiteți. În paralel se desfășoară și un concurs de interpretare pentru tineri soliști de muzică populară. Este un parteneriat cu Centrul Județean, spuneam, pentru cultură tradițională, pentru că de fiecare dată ne străduim să promovăm formații nou înființate și în special tinerii care trebuie să preia tradiția, costumul, jocul, cântecul, și invit pe toți cei care pot să ajungă mâine la Edicel să ne aplaude. S-au făcut deja la acest concurs. Selecția este făcută, există jurizare.
sunt înscriși și îi așteptăm. Pentru că nu ne-ar fi permis timpul să ne întindem foarte mult. Dacă ar fi resurse, am putea să facem lucrul ăsta în două zile și ar fi mai bine, poate. Da, probabil că la cantitatea de spectacol care se desfășoară acolo ar prinde bine două zile. Vă mulțumesc încă o dată, vă dorim succes. Rubrica Jurnal Plus, doamnelor, domnilor, se încheie aici. Dumneavoastră veți urmări în continuare jurnalul de sport realizat de Loredana Bendriș. Vor urma apoi jurnalul economic și cursul valutar, jurnalul de vreme și calendarul zilei, dar și un nou episod al campaniei Tradiție și Valoare. Mie mai rămâne doar să vă doresc o seară frumoasă. Sunt Emeșe Ardelean, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere! Bun găsit! Vă invit să urmăriți principalele știri din sport. ASEA Târgu Mureș întâlnește mâine bătrâna doamnă, UTA Arad, o echipă de tradiție care are în palmares câteva titluri naționale. Formația pregătită de Edi Iordănescu vine după o victorie 1-0 cu Metalul Reșița, în timp ce arădenii au fost învinși de FC Bihor cu scorul de 2-1. Partida dintre ASEA și UTA se va disputa de la ora 11 și va conta pentru cea de-a doua etapă a seriei. Jucătorii lui Edi Iordănescu întâlnesc mâine în cadrul celei de-a doua etape una dintre cele mai titrate formații, UTA Arad, care încearcă să vină pe prima scenă a fotbalului românesc. Duelul se anunță aprig, asta deoarece arădenii vin după două înfrângeri, atât în campionat cât și în Cupa României Timișoreana. Formația pregătită de Eugen Trică, fost jucător și antrenor la CFR Cluj, a fost învinsă în prima etapă de FC Bihor cu 2-1, în timp ce în cupă a fost umilită la 3-0 de o echipă din Liga A5. De cealaltă parte, ASEA Târgu Mureș și-a adjudecat prima victorie în debutul campionatului 1-0 cu Metalul Reșița, dar au fost și ei eliminați din cupă de Sănătatea Cluj. Târgu Mureșenii însă pornesc la drum cu ambiție și cu gândul de a câștiga cele trei puncte. Partida între ASEA Târgu Mureș și Bătrâna Doamnă se va juca mâine de la ora 11 pe stadionul echipei gazdă. Campania de transferuri din această vară a formației Avântul Reghin a presupus și aducerea unor portari tineri și de perspectivă. De data aceasta vă facem cunoștință cu Radu Fărcaș, un jucător tânăr format la ACS Kinder și pentru care fotbalul înseamnă totul. Radu Fărcaș a acceptat un dialog cu Da Reghin TV, așadar vă invit să ascultați. Radu, care au fost primii tăi pași în fotbal? Am început la vârsta de 10 ani, la Kinder. A fost dorința mea de mic copil, mi-a plăcut foarte mult fotbalul. Și după aceea am mers la junior și de acolo am venit aici la Avântul. Cine te-a influențat cel mai mult să alegi această meserie, fotbalul? Eu, sincer, am dorit de mic copil. Eu nebuneam pur și simplu pe părinții mei să merg la fotbal până într-o zi în care m-a luat tata și m-a dus. Cum vezi o nouă ediție de campionat? Sper să fie ediție bună. Eu zic că o să prindem play-off-ul cu ușurință. La ce lot avem, suntem o echipă valoroasă și chiar foarte bună serie. În jocul tău, ce crezi că ar trebui să îmbunătățești? În primul rând, kilogramele cred că ar trebui să mai slăbesc. La toate capitolele, este primul meu contract la o echipă de seniori. Momentan încerc să mă acomodez cu echipa. Nu știu, la toate capitolele cred că este loc de îmbunătățiri. Care a fost primul tău antrenor? Ce-ți amintești din acea perioadă? Primul meu antrenor a fost Pop Lupu Coriolan, la Kinder. Știu că mi-era foarte frică de el și era un antrenor sever, cu care am și avut într-adevăr rezultate, dar a fost bine. Să înțeleg că el a și avut o mare influență în formarea ta ca jucător? Da, seriozitatea la antrenament și absolut toate capitolele. Ai un jucător preferat? Din echipă sau? Nu, Iker Casillas, portar. De ce? Ce-ți place cel mai mult la el? Absolut tot. Felul în care își coordonează fundașii, cum iasă pe orice centrare, dă siguranță echipei, chiar pot să zic că e idolul meu. Te-ai fi văzut făcând altceva în afară de fotbal, dacă nu ajungeai fotbalist? Nu, sincer nu. Chiar îmi place prea mult sportul ăsta și sper să reușesc. Ce înseamnă de scurt pentru tine fotbalul? Totul, absolut tot. Un mod de viață și când sunt în pauze competiționale, fotbal, oriunde, cel mai important lucru.
Ce-ți dorești în continuare pe plan sportiv, atât la Vântul, cât și pe viitor, poate prins? Sper să joc, în primul rând, să pot să fac pasul la echipă mare, la echipă mai mare, orice ligă. Echipele din seria în care vă luați, cum ți se par adversarii? Nu sunt adversari buni, dar eu zic cu mare încredere că putem să învingem pe orice adversar, cel puțin acasă putem bate pe oricine. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații din sport. La ora aceasta se joacă partida dintre Avântul Reghin și FC Zagon, meciul contând pentru cea de-a doua etapă a ligii a treia. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc un weekend frumos. La revedere! Găsit la Jurnal Economic. Vânzările de tablete le vor depăși pentru prima dată pe cele de PC-uri în trimestrul al patrulea, susținute de comenzile din perioada sărbătorilor de iarnă. Asta potrivit analiștilor unei firme de cercetare. Schimbarea evidențiază noua eră post-PC, preconizată de fondatorul Apple, Steve Jobs, și vine la numai 3 ani după ce compania americană a lansat tableta iPad. În pofida evoluției din trimestrul al patrulea, livrările totale anuale de PC-uri, incluzând desktop-uri și laptop-uri, le vor depăși în continuare pe cele de tablete până în 2015, potrivit studiului. Totodată se așteaptă ca, odată încheiat procesul de impunere a tabletelor pe piață, să înceapă o altă tranziție, și anume ascensiunea hibridelor smartphone-tabletă cu ecrane de 5 inch sau mai mari. Nu există niciun angajament al Guvernului României de a crește fiscalitatea pentru persoanele care obțin venituri din PFA și drepturi de autor, a asigurat ministrul delegat pentru buget Liviu Voinea. Ministrul este nemulțumit că, deși s-a dat o dezmințire în acest sens, presa continuă să dezinformeze opinia publică. Conform înțelegerii cu FMI, din 2014 vor crește impozitele pe clădiri și proprietăți imobiliare. Vor fi introduse contribuții sociale la veniturile din chirii, precum și accize la câteva bunuri de lux pentru compensarea scăderii TVA-ului. Presa speculase ca în scrisoare de intenție să fie prevăzută și majorarea plății contribuțiilor pentru pensii la activități tip PFA și drepturi de autor, asta prin eliminarea diferențelor existente în funcție de tipul de contract. Guvernul a aprobat în ședința de miercuri forma finală a scrisorii de intenție pentru acordul preventiv cu FMI. Aceasta urmează să fie aprobată de președinte. Acestea au fost știrile economice. Urmează cursul valutar, iar cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. La revedere! Northern Lore vă așteaptă în depozitul amenajat recent pe strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Aici găsiți obiecte sanitare, materiale electrice și întreaga gamă de șuruburi, toate sub același acoperiș. Northern Lore asigură transport gratuit în Reghin și în împrejurimi. Prețuri fără concurență. Strada Gurghiului numărul 63, lângă fabrica de bere. Northern Lore vă așteaptă cu o gamă largă de produse, materiale de construcții, materiale de izolații și hidroizolații, sisteme de acoperișuri, cherestea rășinoase, materiale pentru finisaje, sisteme de cărămizi, BCA și vopsele lavabile. Northern Lore, strada Pandurilor numărul 136 și strada Gurghiului numărul 63. De Leo, pizza.
pizza cu adevărat italiană. Preparate din bucătăria tradițională italiană. Del Leo. Pentru comenzi la domiciliu, telefon 0743 082 045. Ambianță relaxantă și o terasă pe gustul fiecăruia. Reghi, strada Pandurilor, numărul 36. Flozo, partener autorizat Profine Germania. Dacă doriți o izolație termică și fonică superioară, vă oferim fereastra ideală. Calitatea germană a profilelor Trocal și KBE. Feroneria de calitate superioară și sticla termoizolantă Low E cu argon conferă ansamblului creat funcționalitate și durabilitate. Între 26 august 2013 și 16 decembrie 2013, Flozo organizează campania promoțională Comanda ta, o șansă de a câștiga ediția a doua. La cumpărături de minim 500 RON la toate tipurile de ferestre și uști PVC și aluminiu, ai șansa de a câștiga 10 premii. Premiul 1, o combină frigorifică LG. Premiul 2, un televizor LED LG Full HD. Premiul 3, o mașină de spălat LG. 3 cuptoare cu microunde și 4 mașini de tocat. Tragerea la sorți va avea loc în data de 18 decembrie 2013. Detalii despre campania promoțională Comanda ta, o șansă de a câștiga ediția a doua, găsiți în locațiile din regiune. Strada Gării, numărul 44, telefon 0265 511 700 și în Toplița, strada Gării, numerele 48, telefon 0266 342 128. Flozo, calitate, promptitudine, competență. Antrenează-te la un alt nivel cu Lex Ali Gym. Cea mai performantă sală de sport din Reghin te așteaptă cu aparate TechnoGym de ultimă generație, antrenor personal și programe personalizate, saună cu infraroșu și alte facilități premium. Informații suplimentare și programări la telefon 0365 486 886 sau la locația din Parcul Tineretului. Lex Ali Gym. Respect pentru tine! Salva o viață. Dacă ai informații, anunță imediat poliția. Alertă răpire copil este un mecanism național de alertare a populației în cazul răpirii unui copil. Casele de schimb valutar au vândut un euro cu 4 lei și 49 de bani. Un dolar american s-a vândut cu 3 lei și 40 de bani. Francul elvețian a fost vândut astăzi la ghișee cu 3 lei și 65 de bani. O liră sterlină a fost astăzi la vânzare 5 lei și 35 de bani. Iar cu 1 leu și 52 de bani s-au vândut 100 de forinți maghiari. De asemenea, astăzi la ghișee s-a cumpărat un euro cu 4 lei și 43 de bani. Un dolar american a fost cumpărat cu 3 lei și 32 de bani. Francul elvețian s-a achiziționat cu 3 lei și 53 de bani. O liră sterlină a costat astăzi la cumpărare 5 lei și 23 de bani. Pentru 100 de forinți maghiari a trebuit să scoatem astăzi din buzunar 1 leu și 47 de bani. Potrivit Băncii Naționale a României, gramul de aur a ajuns astăzi la cotația de 141 de lei și 70 de bani.
Bine v-am găsit la rubrica Meteo. Dacă v-ați săturat de ploi, n-avem vești tocmai bune. Aversele vor face parte din cotidian, iar meteorologii ne sfătuiesc să ținem umbrelele la îndemână. Astăzi, atât la Reghin, cât și la Târgu Mureș, s-au înregistrat 20 de grade Celsius, în timp ce la Deda, mercurul a urcat în termometre până la valoarea de 18 grade Celsius. Pentru ziua de mâine sunt anunțate din nou ploi, de data aceasta și mai puternice. La Reghin se vor înregistra 16 grade, 17 grade la Târgu Mureș, iar la Deda 13 grade Celsius. Prognoza meteo se încheie aici. Sunt Anita Șargan și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Calendarul popular a fost în decursul vremurilor măsura timpului în satul românesc. Întreaga activitate se desfășura în legătură cu momentele mai importante ale anului: Crăciunul, Anul Nou, Paștele, Sfântul Gheorghe și Sfântul Dumitru. Sărbătoarea Crăciunului este una dintre cele mai importante sărbători. Ea celebrează nașterea lui Isus. Și în ajunul Crăciunului, în casa dinainte, era pregătită masa pentru cetele de colindători cu colaci, cozonac, vin, carne, cârnați, iar pentru copii cu colaci, colăcei, covrigi, pupeze, mere și nuci. Primii care veneau la colindat în ajunul Crăciunului erau copiii, îmbrăcați în straie de sărbătoare, cu traiste la gât pentru daruri. Ei treceau din casă în casă, colindând la fereastră, până la lăsarea înserării, când porneau la colindat cetele flăcăilor. Cetele flăcăilor erau în general acompaniate de instrumentiști: vioară, acordeon, iar când veneau cu turca, era și fluierul, buciumul și gidușul turcii. Turca, prin joc, pantomimă și recuzită, crea un adevărat spectacol. În general, obiceiul colindatului aduce cu el urările de sănătate și prosperitate din seara de Crăciun, dar și în dimineața anului nou, când grupuri de feciori mai noi și fete pornesc cu plugușorul laurat, deschizând anul care vine. Este un obicei specific doar copiilor. Versurile plugușorului sunt versuri în care se vorbește despre muncile agricole și se încheie cu urările de sănătate și de belșug. În general, toate activitățile desfășurate la sfârșitul anului sunt însoțite de acte rituale prin care se asigură sănătatea și prosperitatea gazdelor colindate, dar și a gospodăriilor. În aceeași dimineață de anul nou, se merge cu sorcova și cu semănatul, grăunțele de grâu și de porumb aruncate în curtea gospodarilor au menirea de a asigura sănătatea păsărilor și animalelor. Thank you.
În seara de anul nou se făcea vergelul. Rostul acestui obicei era acel de a stabili vremea și timpul anului care urmează, iar pentru fetele mari, fetele de măritat, aflarea ursitului. Fetele și feciorii se adunau la casa unei gazde, o femeie mai sfătoasă, care așeza sub mai multe blide obiecte diferite și chema pe rând fiecare fată să-și aleagă un blid. În funcție de obiectul care se afla sub farfurie, femeia spunea cum îi va arăta ursitul. Dacă se afla o bucată de cărbune, ea îi spunea că viitorul ei soț va fi un fecior negricios, dar cu suflet bun. Va fi rodnic așa cum este și pământul. Dacă găsea un pieptene, atunci o atenționa să fie atentă, că este cam colțuros, dar la inimă nu este rău. Găsit. Către sfârșitul secolului al XIX-lea și la începutul secolului 20, odată cu evoluția mai accentuată pe calea dezvoltării moderne, au apărut și primele ziare în Reghin, publicarea lor fiind facilitată de existența din anul 1876 a unei tipografii în oraș. Până la unirea din 1918 au fost tipărite doar ziare maghiare și germane. În ordinea apariției, acestea au fost Sächsische Regener Wochenblatt, organ pentru interesele meșteșugărești, agricole și literare, având ca supliment Illustriertes Familienblatt, Saß-Regeni Lopok și Regeni Widek, săptămânal literar-social cu conținut divers. Mai multe amănunte despre evenimentele acestei zile găsiți pe site-ul nostru jurnalderegin.ro. Sunt Diana Ilișiu, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!